Accesare, meniu, afișaj, greutate, axe de afișe. Butonul în dreapta, click. Rotim de butonaș în jos. Încărcare, osie. Aici, pe cum putem vedea, pentru XG avem afișaj cu greutate pe axa directoare, pe axa trăgătoare, pe axa portantă și, bineînțeles, și pe remorcă. Ideea e că pe remorcă nu putem face calibrare din telecomandă. Apăsăm butonașul din colț dreapta sus cu axa portantă odată până avem LED-ul verde aprins. Ținem butonul roșu 5 secunde. 5. Și în momentul ăsta selectez axa pe care vreau să fac calibrarea. Cazul meu, axa directoare. Mi-a rămas becul prins la ea. Axa pe care se va face modificarea va fi axa directoare. Avem 6,8. O să-l mutăm pe 7. Apăsăm săgetuță în sus de 2 ori. Bineînțeles, în bord avem afișaj că vrem să salvăm greutatea. Din butonul roșu și din M1, printr-o simplă apăsare. Și în momentul ăsta din nou și pe mod calibrare, putem muta pe altă axă, ca de exemplu axa trăgătoare, cea pe care apare 7,2. Din nou săgetuță în sus, o să o mutăm pe 7,5. 1, 2, 3 apăsări. Pentru a ieși din modul calibrare, ținem pe butonașul roșu 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Și în momentul ăsta ni s-a oprit jocul de luminițe. Și practic, în modul ăsta facem calibrarea pentru afișajul pe axe în momentul în care avem un afișaj eronat. Deci, cu prima ieșire din țară, ce are în bon de cântar? În urma cântăririi, cazul nostru, majoritatea trecerilor sunt pe la Vama Maghiară, ce are în bonul de acolo și ne modificăm corect pe axe afișajul. Succes!